Proiectul Satul Dâmbovițean, leagănul copilăriei mele, tradiții și obiceiuri populare, se va derula pe perioada anului școlar 2011-2012 și implică elevii instituțiilor de învățământ primar și gimnazial din județul Dâmbovița. Tema activității desfășurate luni la Centrul Județean de Cultură a fost focul lui Sumedru, un obicei care are rădăcini încă din vremea dacoromană. Sumedru este denumirea populară a Sfântului Dumitru și este cel care trebuie să desfrunzească pădurea până la 26 octombrie. Activitatea de astăzi a avut ca temă focul lui Sumedru. Ce rădăcini are acest obicei? Începem astăzi un ciclu de întâlniri cu elevii din unitățile de învățământ din Târgoviște, dar și din județ, sub titlul unui proiect care se va întinde pe tot anul școlar 2011-2012, numit Satul Dâmbovițean, leagănul copilăriei mele, tradiții și obiceiuri populare. Și pentru că suntem în luna octombrie, cea mai mare sărbătoare a acestei luni este dedicată Sfântului Dumitru. Sumedru încheie vara, așa cum le-am spus și copiilor, o încuie și desfrunzește codrul, fiind frate cu acest sângior, Sfântul Gheorghe, cei doi frați care împart anul în două părți egale. Și de aici înainte, natura și țăranul român s-a pregătit pentru venirea unui anotimp foarte rece, iarna. Sumedru, legenda lui Sumedru este un bărbat obișnuit, păstor sau pescător de animale sau fecior care se metamorfozează, adică se transformă. Care se metamorfozează pe timpul nopții în porc. Jos. Activitatea s-a încheiat cu un foc peste care elevii au sărit să fie sănătoși. Andu, Alexia, ce mai adus și cei de aici? Măi, să nu-l stinge. Da. Nu le aruncați peste foc. Are cineva cu un peste foc? Hai să mă ține cu foc. Hai să vă îndepărtați. Scopul proiectului Satul Dâmbovițean, leagănul copilăriei mele, tradiții și obiceiuri populare, este acela de a-i familiariza pe elevi cu tradițiile satului Dâmbovițean, iar temele vor fi abordate în mediul extrașcolar.